Fiul lui Marcel Toader a povestit cum a aflat că tatăl său a încetat din viață. Maximilian le-a spus reporterilor că a fost sunat de un prieten care l-a anunțat că făcuse infarct. Iar când a ajuns el, a fost prea târziu. Moartea a fost deja constatată de către medicii de la Smurd. Băiatul acestuia a spus că de la tatăl său a învățat foarte multe lucruri care îl vor ajuta în viață, iar cel mai important dintre toate sfaturile primite este să nu lase capul plecat niciodată, indiferent de circumstanțe. Fiul fostului Rui Bist le-a mulțumit celor care au mers la capelă să aprindă o lumânare și să spună o rugăciune pentru liniștea sufletului lui Marcel, care de sâmbătă seară este alături de îngeri. Citez. De la tata am învățat să nu las capul jos niciodată și nu vreau să-l las nici acum. Este un moment foarte greu în viața mea. Datorită mesajelor prietenilor, m-am emoționat și de data asta am spus că sunt mândru de tata. M-a sunat cel mai bun prieten al lui și mi-a spus că este vorba de un infarct. Și când am ajuns era prea târziu. A fost dorința mea și a bunicii să-l înmormântăm la Constanța, alături de tatăl lui. Îmi găsesc puterea în prietenii mei, în familie, în mesaje. M-au uimit oamenii care au venit aici la capelă, a declarat Maximilian.